Sonac și colinde din Străbune au sărbătorit învierea Domnului locuitorii raionului Șoldănești. De la mic la mare, aceștia s-au adunat la mănăstirea Cușeleu ca la festivalul raional al cântecului pascal cu gândul la tine, Doamne. Este deja a doua oară când festivalul cântecului pascal se desfășoară la mănăstirea Cușeleuca. Și în acest an, curtea Lăcașului Sfânt a fost plină de enoriași, care au venit să laude învierea lui Iisus Hristos. Evenimentul a debutat cu o liturgie oficiată de un sobor de preoți din mai multe localități. Și duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că va merge în calele înainte de voi. Acolo îl veți vedea după cum v-a spus vouă, dar ele ieșind din mormânt au fugit de acolo, căci erau cuprinse de cutremur și de spaimă și n-au spus nimic nimănui, căci foarte se temeau. Deci importanța acestui festival de acum, care curge pe aceste meleaguri timp de câțiva ani în șir, are un singur interes, de a aduna cât mai mult colectivi, de a îmbiserici într-un fel tineretul. Bineînțeles că în centra locașului Sfânt este și atmosfera de sărbătoare și în centra casa de cultură cu totul altfel. Aici este ca un rai. Putem promova încă o dată credința neamului, stilul nostru de viață blajân, liniștit, cu frica față de Dumnezeu și stima celui apropiat. Aceasta este ziua care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Participarea la acest festival este dragoste, veselie, înviere. Deci Hristos a înviat. Fiecare colectiv care a participat la festival a dus în scenă improvizată la Iarbă Verde cele mai frumoase cântece pascale din localitatea lor. Juriul a remarcat că ediția curentă a fost mai deosebită decât precedentele. La această ediție am observat port popular la majoritatea colectivilor care până acum au prezentat programele lor. Am mai observat și un repertoriu mai bogat și mai bine pregătit de către colectivele prezente la concursul de astăzi. Avem un repertoriu mai deosebit ca anul trecut și mai bine pregătit. Adunate din negura vremilor, cântecele pascale au fost interpretate aproximativ de 20 de colective artistice de maturi și copii și coruri bisericești din raion. Concurenții au cântat colinde și cântece pascale populare, de fiecare dată enunțând Hristos a înviat. Tu, Doamne, l-ai creat pe om să fie bun și blând și l-ai făcut din voia ta stăpân pe acest pământ. Dar iată creatura ta ajunse rău și crunt, s-a făcut mândru și a încălcat cuvântul tău cel sfânt. Iată Hristos. Pentru cele mai reușite interpretări la categoria colectivelor de maturi, locul întâi a fost oferit ansamblului folcloric Lozioara din Șoldănești și corului bisericesc din satul Glingeni. Printre colectivele de copii care au promovat cu succes muzica populară pascală sunt cele din Pohoarna, Șoldănești și Socola. Pentru aducerea în scenă a tradițiilor și obiceiurilor de Paști au fost remarcați copiii din satul Răspopeni și ansamblul de maturi din Cotiujenii Mari. Agnesia Spinei din Cotiujenii Mari, Victoria Ouș din Pohoarna și Sorina Cernei din centrul raional au fost desemnate ca fiind cele mai bune interprete.